au virusul HIV, dar asta nu i-a împiedicat să trăiască o frumoasă poveste de dragoste și să-și facă o familie. Vorbim despre doi soți din Chișinău care au decis să-și facă istoriile cunoscute și să-i ajute pe alții care sunt în situația lor. Cu acest scop, organizația din care fac parte va începe o campanie de informare despre virusul HIV. Ei spun că vor să fie acceptați de societate și să aibă drepturi egale cu ceilalți. Ruslan și Irina sunt împreună de 17 ani. S-au cunoscut când deja știau că sunt infectați cu virusul HIV. Spun că asta i-a unit. Первое, что хотелось, это помочь друг другу. А потом оказалось, что еще и мы влюбились друг в друга. Ну вот с тех пор как-то мы живем, поддерживаем друг друга. И у нас очень суперовская семья. Ambii își aduc aminte de momentul în care au aflat rezultatele analizelor. Spun că după aceasta a urmat o perioadă lungă de depresie. Узнал, к сожалению, в очень ужасной форме. И если неправильно предоставить информацию, то может произойти то, что произошло у меня. Я решил покончить жизнь самоубийством. К счастью, у меня это не получилось. Я лежала на тот момент в больнице. И там сдала анализы, и мне сказали, что у меня ВИЧ. Но мне очень повезло с врачом, потому что врач очень деликатно мне открыл мне мой ВИЧ-статус. Acum cuplul se laudă cu doi copii perfect sănătoși. У нас очень хорошие дети. Они лучшие. У нас две дочки, одной 28, другой 10. Мы скоро будем бабушкой с дедушкой. Они нас очень любят и... O altă femeie, Natalia, afla despre boala ei cu 8 ani în urmă. Medicul i-a spus atunci că are de trăit maximum 3 ani. După o lungă depresie, a găsit un centru medical la Chișinău unde a fost informată, iar de atunci urmează tratamentul antiretroviral. Мы доживаем до старости, так же, как и все люди. Ну, это, конечно, не так приятно каждый день быть привязанным к лечению, но в этом ничего и ужасного нет. Таблеточка каждый день. Toate aceste persoane fac parte din organizația Inițiativa Pozitivă, iar astăzi și-au făcut curaj să iasă pentru prima dată în fața presei. Ele au povestit despre campania pe care o vor desfășura în această lună pentru informarea oamenilor despre cum se transmite această boală. La eveniment au fost prezenți și reprezentanții ai Ministerului Sănătății. Pe parcursul anului 2014, la nivel național, în Republica Moldova, au fost înregistrate 831 cazuri noi de infecție HIV. Ele beneficiază de servicii de asistență medico-socială, de îngrijiri medicale și tratament antiretroviral gratuit. Potrivit datelor oferite de Ministerul Sănătății, în total în Moldova au fost înregistrate 9390 de persoane infectate cu acest virus. Infecția HIV se transmite cel mai des pe cale sexuală. Fără tratament medical corespunzător, virusul progresează până la stadiul de SIDA, în medie timp de 10 ani.